O șoferiță de 22 de ani a fost spulberată de un tren în județul Arad. Deși a oprit inițial la Crucea Sfântului Andrei, tânăra a hotărât apoi să nu dea prioritate trenului. Iar mecanicul de locomotivă nu a mai avut timp să frâneze și a lovit-o în plin. Femeia era singură în mașină. Modul în care a procedat șoferița este greu de explicat. Potrivit mecanicului de locomotivă, ea a oprit inițial la Crucea Sfântului Andrei, a văzut că vine trenul, însă imediat după a decis să treacă peste șinele de cale ferată. Trenul, care mergea cu aproape 100 de km pe oră, nu a mai putut fi oprit, astfel că mașina a fost târâtă mai bine de 300 de metri. O mașină la pasaj, la trecerea de nivel, a oprit și a pornit și a intrat sub tren. Categoric, la distanță foarte scurtă, 5 metri. Am auzit o bubuitură, eram chiar în tren, că eu sunt șeful de tren. Păi a oprit la trecerea la nivel, a venit de pe drumul principal, a oprit la trecerea la nivel la Lădava aici și la 4-5 metri a intrat din scurt. A pornit, deci am văzut că se oprise. În urma impactului și trenul a fost serios avariat, iar mecanicii au reușit cu greu să-l facă să meargă până în prima stație. După ce remediem aici problema conductei de 10 atmosfere, sperăm să ne putem deplasa până în prima stație. V-ați speriat când ați văzut? Păi, vă dați seama, am crezut că am deraiat, eram în tren. Călătorii s-au speriat când trenul a lovit mașina. Doar o bubuitură, altceva nu am auzit. Și a frânat, da, într-adevăr, a frânat destul de tare. Păi am simțit o bubuitură puternică, s-a simțit clar că a fost un impact și după aia s-a oprit trenul și, nu știu, m-am gândit că s-a lovit ceva, am crezut că a fost ceva pe șină sau așa și după aia am văzut ce s-a întâmplat de fapt. În mod singur nu s-a uitat. A oprit că știa că trebuie să oprească și atât. În urma accidentului au ajuns de urgență la fața locului mai multe ambulanțe, dar și pompieri și polițiști. Au fost alocate forțe a detașamentului de pompieri Arad și detașamentului de pompieri Arad, două mașini de stingere cu modul de scarcerare, o autospecială de scarcerare grea și două echipaje SMUR. La fața locului, echipele de intervenție au găsit o victimă încarcerată, din păcate decedată. Patru trenuri au avut întârziere în urma accidentului. În plus și circulația pe drumul național 79 Arad-Oradea a avut de suferit. Până la terminarea anchetei la fața locului, mașinile au așteptat pe marginea șoselei mai bine de o oră. Polițiștii încearcă acum să afle de ce tânăra și-a pus viața în pericol și nu a dat prioritate trenului.